Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi m-am gândit să facem o fasole bătută, sau cum se zice la noi Maramureșul istoric, o fasole frecată. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Avem aici 1 kg de fasole tărcată, noi am ținut-o de amoi 3-4 ore, am ținut-o să se moaie. Avem un cârnaț de casă, o bucată de slană faină de casă, pe care o să punem pe deasupra peste fasole, câțiva căței de usturoi, o să ne trebuiască 2-3 căței de usturoi, o ceapă, sare, chiperi, un pic de boia roșie dulce, un pic de ulei cu care vom pârgălui usturoiul și ceapa. Haide să trecem la treabă, să-i dăm bătaie. O să mă duc și o să pun, ne-am pus între timp o cratiță cu apă la fiert, o să mergem și o să punem fasolea. La fasolea asta frecată o să facem și o optită de mălai bună, pentru că merge foarte bine cu optitucă de mălai. Punem fasolea să se searbă și între timp până se searbe fasolea o să vin și o să facem și o optită de mălai. O să vă arăt ce ingrediente trebuie ca să facem și o pâine bună de mălai, o pâine de casă. Oameni buni, apa noastră pentru fasole searbe. Acum o să dăm drumul la fasole. O să o iau cu mâna și o să punem acolo fasolea la searb. O să punem și un praf de sare peste. Noi folosim fasole de asta tărcată pentru că ni se pare mult mai bună. Cealaltă, dibul albă, la aia ne durea burta, tot timpul avem crampe, dar cu fasolea asta tărcată am observat că e foarte bună. Așa. Acum o să punem și un praf de sare. O să punem pe deasupra și o linguriță de sare. Ia așa. Lăsăm să searbă bine. O să trebuiască să searbă un 30-40 de minute, cu siguranță, chiar dacă am ținut-o de amoi. O lăsăm să searbă și între timp, până ce searbe e, noi ne ducem și facem o chitucă bună de mălai. Facem o chită de mălai de casă, să zici ce bine amere cu fasolea fricată. Oameni buni, până ne fierbe fasolea, am zis hai să facem și o chită de mălai bună. Pentru această rețetă eu folosesc o cană de farină de mălai, asta e măsura mea, deci o cană de aproximativ 100-150 de grame, cred că 100 de grame bune are. Pun o cană de farină de mălai și 3 căni de farină de grâu. Ia așa. Deci o să pun 3 căni de astea, de farină. La 3 căni de farină albă mere, o cană de farină de mălai. Așa, încă una. E o chită de casă foarte bună. Mere foarte bine, în special cu fasolea. Așa. Oameni buni, am pregătit farina pentru chitucă. Acum o să punem sarea, o linguriță de sare. Eu am pus o linguriță de sare pe care o să o punem peste farină. Îi dăm drumul acolo. Așa, o țipăm peste farină. Acum o să dizolvăm zahărul. Aici am o jumătate de linguriță de zahăr. Îl punem aici, împreună cu drojdia. Am un pliculeț de 10 grame de drojdie uscată. O punem într-un bol și punem un pic de apă călduță peste ea și o dizolvăm. O să pun un pic de apă călduță. Atât. Amestecăm bine și o lăsăm aproximativ 2 minute să se dizolve. O rețetă foarte simplă de chită de casă. Nu ne trebuie foarte multe ingrediente. Doar un praf de sare, un praf de zahăr, un ou și 50 de mililitri de ulei. O chită simplă, ușor de făcut, dar pe cât e simplă, pe atâta e de bun. O să vedeți la sfârșit ce chită faină iasă și ce bun o să fie. Noi o facem în fiecare săptămână, de câte două ori pe săptămână. Așa, drojdia a început să se dizolve. Acum o să amestec un pic farina, obligatoriu trebuie amestecată, să se încorporeze bine cu ceaia de mălai.
Serghește, chituca bună iese și faină. Așa. Facem o gaură în mijlocul ei. Facem o gaură în mijloc. O să pun acolo drojdia. Îmi cer scuze că vorbesc așa, dar sunt un pic răcit. Punem drojdia acolo în gaură. Așa. O să spargem și ou. Punem și ou acolo, îi dăm drumul. Pic să ne facem loc. Așa. Și o să pun din uleiul ăsta, din 50 ml, jumătate. Jumătate o să-l torn acolo. Iar jumătate o să mi-l țin de măudat pe mâini și o să-l pun la sfârșit. Mă ud pe mâini și tot, ca să nu mi se fece alotul de mâini. Așa. Oameni buni, m-am spălat pe mâini. Acum o să ne apucăm să frământăm chituca. O să pun și un pic de apă caldă. O să vă spun la sfârșit cât apă călduță am folosit. Asta în funcție de cât cere fărina. Fiecare în funcție de ce fărină are, cât e de bună. Ne apucăm și frământăm. Punem apă călduță tot un chic, câte un chic. O să-mi pun uleiul care mi-a rămas peste mână, ca să nu se prindă alotul de mână. Îl batucim bine, bine. Ia, ce a luat fraged și pufos. Vedeți ce bun iese. Îl mai frământăm un pic, să scoatem aerul din el. După aia o să punem un prosopel peste el. Și o să lăsăm așa o jumătate de oră. Undeva la căldură, lângă un calorifer. Nu n-a mai rămas nici ulei, numai un pic să mă mai umpă mâini. Apă călduță, să știți că am folosit aproximativ 200 ml de apă călduță. Cam atât o mărs. Acum și în funcție de fărină, cum ce are fărina, dar am cu aproximație 200 ml de apă călduță. O rețetă simplă, doar cu sare, un pic de zahăr, apă călduță, o drojdie. Na, uitați, ăsta e alotul. Așa arată. Îl lăsăm să dostească, punem un prosopel peste el. Îl punem un pic la căldură. Și după aia revenim cu alte imagini. Am lăsat chituca la dostit, am lăsat-o 15 minute, un sfert de oră. Acum o să o modelez un pic și o să o pun fain frumos într-o teapșă. Mi-am pus aici într-o teapșă un pic de ulei și o hârtie de copt și am uns un pic teapșă acolo. Așa, acum o să pun un pic și pe... O să pun un pic de ulei pe mână și un pic pe blat. Ia așa, ca să putem să nu se prindă și să o întindem. Ia ce fain o crescut, dar noi o să o mai lăsăm încă 15 minute, 15-20 de minute. O să o lăsăm și în teapșă, să mai crească ea și în teapșă. Așa. O să o facem și o să o punem în teapșă, fain frumos. Cam atât. O lăsăm acolo. O lăsăm fain frumos acolo, să mai crească 15-20 de minute, până ce crește frumos. După care apoi o băgăm la cuptor, o punem la 200 de grade și o lăsăm aproximativ 30-40 de minute. Acum fiecare în funcție de ce cuptor are. După care o să revenim cu alte imagini. Oameni buni, fasolea noastră ne-o sert aproximativ 40 de minute, am stors-o de apă, am mai lăsat un pic de apă, aproximativ 50 de ml de apă, cât să fie ușor de bătut. Apa pe care am stors-o am lăsat-o în cazul în care vrei să fie mai mole fasolea, atunci am mai adăugat un pic de apă, dacă vrei să fie mai tare o lăsați așa. Acum o să ne apucăm și o să o batem.
Am bătut fasolea cu mixerul, acum am luat telul și o să o mai batem o dată cu telul. Iar după cum vedeți, a ieșit grosă, acum fiecare în funcție de cum îi place, nouă ne place să fie un pic mai fină și atunci o să adăugăm mai un pic de zeamă în care o fierb fasolea ca să o subțiem un pic. Acum fiecare cum îi place, dacă vă place așa gros, o lăsați așa, dar dacă nu mai puneți un pic de zeamă și o faceți pastă mai subțire. Mai un pic. Atât. După aia o să mergem și o să pârgăluim un pic de usturoi și o să punem peste ea. Ia uitați, deja un pic mai mole. Acum fiecare cum vrea o face. Acum mergem și pârgăluim un pic de usturoi și o să punem peste ea. Oameni buni, am pus un ibric pe foc să se încingă. O să punem un pic de ulei. Nu foarte mult. Unde o să călim usturoiul, o să pârgăluim usturoiul. Am lăsat uleiul să se încingă, am strochit 3-4 căței de usturoi, acum o să-l călim. Așa. Călim usturoiul un pic aici, până schimbă culoarea și apoi l-aruncăm peste fasole. Ca să-i dea gust bun la fasolea frecată. Călim aproximativ un minut și aruncăm în fasole, amestecăm cu usturoiul, să-i dea un pic de gust de usturoi, iar pe deasupra la fasole o să facem un pic de ceapă caramelizată la sfârșit. Bun. Deja usturoiul și-o schimba culoarea, nu-l prăjim foarte tare, că atunci devine amar. Îl țipăm acolo. Așa. Și acum amestecăm bine, bine. Vă garantez că este o fasole extraordinar de bună. Mai ales cu un pic de usturoi, până ai dat acel gust de usturoi. Mai ales acum, în perioada asta, rece, numai de mere numai bine de minune usturoiul până mâncare. Așa, lăsăm așa, la sfârșit o să facem și un pic de ceapă pe deasupra. Acum că fasolea noastră e gata, o să punem și un pic de sare și un pic de chiperi. Condimentăm la sfârșit acum. Așa, și un pic de chiperi. Și fasolica noastră e gata. O lăsăm să se odinea. O punem deoparte și o lăsăm un pic să se odinească până ce călim noi slana și cârnațul. Așa. Oameni buni, chituca noastră de casă a mai lăsat-o 20 de minute să dostească lângă calorifer. Ia uitați ce fain a crescut. Acum o să merem și o să o băgăm în cuptor. O băgăm la 200 de grade, aproximativ 30-35 de minute. Iar când o să fie copt, o să vă arătăm cum a ieșit. Oameni buni, am scos chituca de la cuptor, ea așa arată, nu știu dacă se vede, ea cât e faină, faină ca aurul, chituca sfântă. Nu o să o tau acum pentru că e fierbinte, o să lăsăm un pic să se răcea și apoi o să tau și o să vă arăt. O să pun un pic de ulei într-un vas și o să o umplu deasupra cu o pensulă. O ungem un picuț. Ia ce chituca faină și bună. O să vedeți și când o tau cât e de faină înăuntru. O ungem așa un picuț pe deasupra. Așa, acum o lăsăm fain frumos să stea, să se răcească. Așa. O să o punem deoparte. Pun din nou în prosopel și o lăsăm un picuț să se răcească. Și apoi când a fi rece o să tăiem. Între timp mergem și gătăm fasolea. Prăjim un pic de cârnaș, un pic de slănină. Fasolea de fapt e gata, numai trebuie să prăjim un pic de cârnaș, un pic de slănină. Și apoi gata, ne apucăm să mâncăm. Acum o să ne punem și o să ne tăiem și câteva bucăți de slănină. Să facem niște rotiță de slănină peste fasole. O să tau câteva bucăți.
Așa, ia ce slană faină. Tăiem câteva bucățele, nu foarte multe. Mai mult pentru copil, că la copil îi place tare mult slănina așa prăjită peste fasole. Așa. Și acum o tăiem așa în ip, în crestă. Și aia când s-a prăjit, apoi se face așa fain ca rochițele. Vedeți ce fain iasă. Așa, e momentul când se prăjească, despărțea, se face așa fain, rotundă. O să tăiem și cârnațul. O să tăiem și câteva felii de cârnați, cârnați de casă, făcut de noi. Aveți filmarea de cârnați de casă, când am tăiat porcul, am pus-o, trebuie doar să o căutați pe canal. Dați-mi voie, am uitat să vă spun, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de noi și ne susțineți cu comentarii frumoase și care sunteți tot timpul alături de noi. Acum o să tăiem și cârnațul. O să-l dau bucăți așa, ia așa mai mărișor un pic. No, așa am tăiat și cârnațul, cam așa arată. Acum o să merem și o să-l prăjim un pic și slănina și cârnațul, iar apoi ne punem și mâncăm și vă arătăm cum au ieșit toate bucatele noastre. Am pus o lespie pe foc să se încingă. Acum o să punem un pic de ulei, nu foarte mult, pentru că va avea și slănina ulei. Va lăsa și ea un pic de untură. Așa. Aici o să prăjim slana. Acum eu pun cu mâna. Prăjim prima dată slana, apoi o să prăjim și cârnațul, după aia prăjim și cârnăciorul de casă. O lăsăm așa să se prăjească un pic slana pe o parte, apoi întoarcem pe cealaltă parte. Oameni buni, am gătat de prăjit slana și cârnațul, ea așa arată. Acum o să merem să ne punem să mâncăm, o să tăiem și pchituca, să vă arăt cum a ieșit. Am lăsat-o să se răcească și am uns-o cu ulei pe deasupra. Acum multă lume o să mă întrebe, deci am uns-o cu ulei pentru că ea se moaie și ea se mai puha, bă, mai bună. O să tăiem câteva felii. O pchitucă bună. Ia uitați cum arată. Sper să vă placă și dumneavoastră. O să dau câteva felii și o să merem și o să ne punem să mâncăm. Noi facem chita asta de două ori pe săptămână, pentru că e o chită foarte bună. Merem și punem și fasole. O să punem și fasole și o să ne apucăm să mâncăm. Încă e călduță, e încă e călduță, de-aia încă se ia încă aburea, nu știu dacă se vede cum aburea. No, așa, mergem fain frumos și ne punem și mâncăm. Oameni buni, fasolea noastră frecată sau fasolea bătută, la noi în Maramureș se zice fasole frecată. Ea așa a ieșit, cu cârnați de casă, slană prăjită. Aici avem niște ardei pe care am scos din beci, să vedem și ăștia cât îți e bun. Un pic să tau și un ardel de ăsta. Facem un ardei, să vedeți cum a ieșit și murăturile. Ardei umplut cu varză și cu morcov. Ea așa arată. O să vedem și cât e bun. Aici pchituca de mălai. Pchituca sfântă, bună. A Doamne ajută-ne. Am ulat să fie o rău. Poate zini războiul, că noi suntem pregătiți de război. Știi de varză murată? Mamă, mamă! Ne-am mulat să zie războiul, ca pe noi suntem pregătiți. Mamă, mamă!
Vă dau și un cârnaț, să vedeți cum e cârnațul de casă. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne urmăriți în continuare. Rețeta de ardei umplut cu varză și cu morcov o aveți pe canalul nostru de YouTube. Cei care doriți, puteți să o căutați. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!